Până acum nu am jucat blaga pentru că nu am avut ocazia, deși blaga pentru mine reprezintă foarte mult pentru că face parte din uh, spiritualitatea noastră, din identitatea noastră. Uh, și uh, propunerea de a intra în acest proiect uh, am acceptat-o cu mare bucurie și. Uh, um, Aseară, ca a avut loc premiera aici, la Sebeș, am, am trăit un moment de grație dintr-o reciprocitate a receptării și a ceea ce am dat noi, toată echipa, la această primă întâlnire cu spectatorii. Spectatorii au înțeles, spectatorii au în, în mentalul lor. Blaga, nu numai pentru că sunt din Sebeș, ci pentru că Blaga este în mentalul românesc. Nu ai cum să trăiești fără uh, eroii civilizatori ai spiritualității noastre, Eminescu, Blaga, Argezi, Barbu. Personajul, uh, așa cum am stabilit, adică cum mi s-a propus de către Cosmin Pleșa, cel care cu acest uh, cu, cu a sa personalitate uh, tulburător de, 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 de vitală și de... de <coughs> în sfârșit, un personaj absolut încântător, uh, convins, nu m-a convins, mi-a propus ca să existe în planul său, în conceptul său de spectacol, acest moment de, să zic, comedia de la arte, dar nu e comedia de arte, este cu, cu, cum să spun, cu o însăilare de tip comedia de arte, o ceartă între doi, deci între, ar fi între dotore și pantalone sau între doi dotore din, pe, pe, tipologia comediei de la arte. Și lucrul ăsta m-a încântat, mai ales că eu sunt un tip de actor care -i adoră tipul acesta de reprezentare scenică. Și a fost încântătoare întâlnirea cu Mircea Gheorghiu, cu cel cu doctorul Maller, mă rog, nu tipograful Maler, eu sunt doctor Universalis, dar mă rog, dotore din, din Comedia de la Arte. Pe mine m-a impresionat uh, atmosfera uh, de aseară, atmosfera uh, de entuziasm uh, identitar. Oamenii au descoperit că există în inimile lor blaga, pentru că blaga sfințește locul și pentru că blaga ne sfințește pe noi toți.